Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Simona Bălănescu, bine v-am regăsit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom discuta despre piciorul reumatoid cu domnul dr. Marius Uscatu, chirurg ortoped specializat în chirurgia gleznei și a piciorului. Apoi vom vorbi despre cum mâncăm și ne hidratăm acum vara, despre ce facem în vacanțele all inclusiv, despre consumul de alcool. Invitată va fi doamna dr. Mihaela Biling, medic primar nutriționist. Nu uitați, dragii mei, că așteptăm și astăzi întrebările dumneavoastră. Ne puteți suna la 021 208 7576. Ne puteți trimite mesaje la 1313 și la treiestesanatos@antena2.ro. Suntem de găsit și pe pagina noastră de Facebook la Trăiește Sănătos. Spuneam așadar că în prima parte a emisiunii discutăm despre piciorul reumatoid. Ce este? Cum recunoaștem un astfel de picior și mai ales ce este de făcut când se impune intervenția chirurgicală? Aflăm de la invitatul nostru, domnul dr. Marius Uscatu, chirurg ortoped specializat în chirurgia gleznei și a piciorului. Bună ziua, domnule doctor, mă bucur să vă revăd. Bun venit la Trăiește Sănătos. Bună de partea mea. Vreau să mai fac un anunț înainte de a începe discuția noastră. Vreau să vă spun, dragii mei, că începe un nou sezon X-Factor. Mâine Răzvan și Dani vor fi la Craiova, unde încep audițiile X-Factor, iar Dan Bitman va fi primul jurat. Deci neapărat nu trebuie să ratăm această emisie. Revenind la discuția noastră, domnule doctor, foarte important să ne explicați ce este piciorul reumatoid. De ce apare? Pentru că se produc acolo anumite modificări. De ce ajungem la astfel de transformări ale piciorului? Aparent, piciorul reumatoid seamănă foarte mult cu piciorul deformat de monturi. Este practic o deformație din punct de vedere estetic identică, însă din punct de vedere al distrugerilor care se propun la nivelul piciorului, diferă fundamental, pentru că în cazul montului cartilajul articular nu este afectat, pe când în cazul piciorului reumatoid avem, datorită procesului inflamator, specific bolilor de tip reumatologic, de tip poliartrită reumatoid, avem o distrucție a articulațiilor, a tendoanelor, a ligamentelor, ceea ce produce un aspect total destabilizat al acestui picior, cu o suferință firește cât se poate de importantă și este o afecțiune frecventă. Sunt peste 100.000 de paciente, pentru că, din păcate, ca și în cazul monturilor, cele afectate sunt... Mai mult femeile, să înțelegem că sunt afectate. Da. Și avem și o explicație, nu știu, să fie vorba și de o cauză hormonală? Este un proces autoimun. De faptul că femeile poartă foarte mult tocuri? Nu are legătură cu tocuri, ca și în cazul monturilor. Este o problemă de natură hormonală și procesul declanșator al maladiei autoimune, reumatologice, probabil că există și anumite legături cu factori de tip hormonal. Specificitatea femeilor sunt mult mai mult afectate decât bărbații. Se produce, cum vedeți și în imagine, o destabilizare profundă a întregului antepicior, cu distrucția articulațiilor dintre degete și oasele din spatele lor, metatarsienele. Și asta sunt explicații, domnule doctor, cât de modificată este articulația, ce este specific în cazul piciorului reumatoid? Specificitatea piciorului reumatoid constă în distrucție. Dacă ne uităm puțin pe radiografii, vedem că acele oase sunt ca și cum ar fi mâncate de șoricei, dacă vreți, în limbaj popular. Apar niște eroziuni datorate tocmai procesului inflamator. Sunt distruse și tendoanele, sunt distruse și ligamentele, ceea ce produce o deformare absolutamente spectaculoasă din punct de vedere estetic, dar mai ales foarte dureroasă din punct de vedere clinic. Așa cum se vede, sunt niște articulații roase de șoricei, ca și cum ar fi un cașcaval plin cu găurele. Este specificitatea procesului inflamator. Degetele, practic, sunt deformate, dar nu ca în cazul montului, vin cumva deget peste deget? Sunt la fel, tot ca la monturi? Privit din afară, un picior reumatoid se aseamănă foarte bine cu un picior ajuns în ultimul stadiu de evoluție în cazul monturilor. De asemenea, așa cum vedeți, se observă prezența unor bătături în talpă, sunt datorate, de asemenea, dezordinii arhitecturale și hiperpresiunii care apare la acest nivel. Capetele metatarsienelor, oasele din spatele degetelor, proiemină în talpă și determină apariția unei suferințe importante, a unui proces inflamator și, în ultima etapă, și bătătura, care este resimțită extrem de dureros de către paciente. Este o suferință invalidantă. Pacientele ajung aproape să nu mai meargă. Este și foarte greu, cred, să-ți mai găsești încălțăminte în care să te simți comod când ai o astfel de deformare la nivelul piciorului. Sigur. Degete deformate, osul acesta aici în lateral care iese foarte tare, bătăturile care se formează în talpă. Încălțămintea este destul de puțin importantă. Important este faptul că durerile sunt independente de încălțăminte și dacă în cazul monturilor, punând o încălțăminte hiperlejeră, hiperconfortabilă, putem să ne ușurăm suferința, în acest caz, indiferent de încălțăminte, suferința este aceeași. Pentru că este datorată unui proces
constant de distrucție, este procesul inflamator tipic în bolile de tip reumatologic, cum este poliartrita reumatoidă. Dar să ne explicați un pic ce este poliartrita reumatoidă, în ce condiții apare, ce se întâmplă? Este foarte greu de spus, sunt foarte multe teorii de ce apare. Cert este că e vorba despre un proces autoimun, în care celulele care se ocupă de imunitate nu mai recunosc anumite alte celule din organism. Se produce un proces imun și celulele proprii organismului sunt distruse. Cum sunt celulele ce îmbracă articulația, membrana sinovială, este atinsă, este sediul procesului inflamator. Osul este mâncat de propriile celule și articulația se distruge printr-un proces de autodevorare, datorită procesului autoimun la acest nivel. Deci, practic, organismul ajunge se autodistruge. Luptă împotriva lui exact la nivelul picioarelor, exact. Cel puțin. Nu mai la nivelul picioarelor. Și mâinile pot deforma. Și mâinile sunt foarte afectate. Mâinile, articulația dintre degete și metacarpiene, cotul, umărul, genunchiul, șoldul sunt extrem de afectate. Apare o afectare simetrică. Aici este specificitatea poliartritei reumatoide. Afectarea este simetrică bilaterală și poliarticulară, adică avem afectate mai multe articulații. De la mână, de la picior, cot, umăr, genunchi, treptat sunt prinse toate articulațiile. Ce este de făcut, domnule doctor, în astfel de situații? Pentru că mi este greu să cred că poți să pășești așa, poți să stai așa, având picioarele, într-o asemenea suferință. În prima etapă trebuie respectat tratamentul reumatologic, pentru că în aceste cazuri procesul acesta destructiv trebuie stopat, trebuie ținut sub control. Se realizează împreună cu reumatologul. Un tratament medicamentos? Medicamente, da. Sunt niște medicamente realmente destul de agresive, dar care pot menține în loc procesul inflamator și respectiv pot menține distrugerea într-un stadiu, să zicem, rezonabil și amâna aceste deformații pe care le vedeți nu prea se întâlnesc în Occident, unde tratamentul este extrem de bine condus cu medicamente scumpe și realmente eu când mă duc să prezint în Occident aceste picioare deformate, colegii rămân uimiți, noi nu mai vedem așa ceva. Este ca și cum deci în Occident nu ajungi într-un astfel de stadiu. Nu. Doar prin tratament medicamentos, prin adică tratament pot medicamentos. Fi ținute lucrurile sub control. Da. Bine, în momentul în care piciorul este atât de deformat, nu prea mai ai ce să faci cu tratamentul medicamentos astfel încât să mai poți recupera ceva. Este clar că ajungi la intervenție chirurgicală, nu? Sigur, soluția este chirurgicală de corecția acestui picior. Nu este niciodată urgentă, însă spre deosebire de monturi. Și aici am o corecție de făcut. Operația monturilor normale nu este niciodată urgentă, pentru că monturile nu determină suferință, durere, pe când în cazul piciorului reumatoid asistăm... Doar din punct de vedere estetic ești deranjat că se deformează încălțămintea, că nu mai poți purta orice tip de încălțăminte ți-ai dori, dar nu sunt dureroase monturile. Nu sunt dureroase monturile, pentru că asistăm doar la un dezechilibru din punct de vedere arhitectural, piciorul se etalează, se deformează, se încalecă degetele, apare deformația, dar nu există durere. Pe când în cazul piciorului reumatoid avem o durere atroce, este o durere de tip inflamator, iar în etapele de destructurare completă a antepiciorului asistăm practic la o invaliditate majoră. Pacientele ajung aproape să nu mai poată să meargă decât, știu eu, 50-100 de metri. Caz în care suntem obligați să le propunem, știu eu, intervenția chirurgicală. Deci în cazul piciorului reumatoid, durerea este foarte mare. Foarte doar mare. Atunci când pășești, când încerci să mergi sau și în repaus sunt dureri? Este și o durere de repaus. Este durerea de tip inflamator, pentru că procesul acesta destructiv este un proces ce afectează multe articulații și determină durere. Firește că piciorul fiind solicitat gravitațional, adică suportând întreaga greutate a corpului, acolo lucrurile sunt diferite pentru că doare mai tare decât în cazul, știu eu, al mâinii, al cotului, al umărului, și acolo există dureri, dar nu sunt solicitate gravitațional, nu suportă greutatea corpului. Și la nivelul mâinilor nu ți le mai poți folosi așa cum le faci în momentul în care ai o mână sănătoasă. Mâinile se deformează, ajungem la și acolo la un grad mare de invaliditate. Din păcate, în cazul mâinii nu prea există soluții chirurgicale, cum există soluțiile spectaculoase în cazul și chiar că sunt spectaculoase, pentru că iată cazurile pe care le-ați adus astăzi și le prezentăm, cum arată piciorul înainte de intervenția chirurgicală în partea stângă, așa cum urmărim noi ecranul, și ce se întâmplă după intervenția chirurgicală. Incredibil, ai spune că piciorul acela n-a avut nicio suferință.
Cel puțin așa arată. În cât timp sau după câte intervenții chirurgicale, domnule doctor, explicați-ne un pic, de spuneați că în primă fază ar fi trebuit tratament medicamentos care să stopeze și cumva să să stabilizeze boala, astfel încât să nu ajungi cu asemenea deformare. În momentul în care nu s-a reușit acest lucru, intervenția chirurgicală este singura cale. În ce constă? Ce se întâmplă? Practic, reconstruiți acolo, remodelați. Aici există două aspecte. Există intervenția de tip conservator articular, așa cum încerc măcar să o practic, și intervenția de tip mutilant, care presupune îndepărtarea articulațiilor suferinte și distruse. Eu încerc să mă apropii cât mai mult posibil de intervenția de tip conservator, care seamănă 100% cu intervenția aplicată în cazul monturilor. Practic discutăm despre același gen de intervenție. Dar putem explica, pentru adică constă în... Dacă am uitat de când am discutat legat de monturi, este bine să ne reamintim acum sau să auzim poate pentru prima dată de o astfel de intervenție. Depinde. Constă într-o intervenție de tip global, în care nu ne mulțumim numai să aducem osul din spatele degetului mare la locul lui. Acolo este deplasarea cea mai spectaculoasă, ci trebuie să intervenim și asupra oaselor laterale, a oaselor din spatele degetelor laterale. De ce? Pentru că sunt, din punct de vedere biomecanic, din punct de vedere funcțional, prea lungi și prea în pantă. Ceea ce determină o luxație a degetelor 2, 3 și 4 cu consecințe importante asupra mersului. Rearmonizând lungimea, panta, unghiurile, înclinațiile acestor oase, se creează un picior funcțional, un picior care nu mai are bătături în talpă. De ce? Pentru că se rearmonizează presiunile în care călcăm în primul rând pe degetul mare așa cum trebuie. Într-adevăr, evoluția este una spectaculoasă, pacienții sunt extrem de mulțumiți după aceste operații. Dar tăiați din acel os lateral, de exemplu, montul acela, deci cum ajunge degetul să se îndrepte dintr-o poziție atât de nefirească, atât de curbată, practic? Sunt niște proceduri în care se taie aceste oase și se fixează într-o altă poziție cu niște șurubele sau nu. Se fixează în niște poziții mai retrase, care determină, de fapt, scurtarea cu chiar 2-3 cm acestor oase în scopul rearmonizărilor. Când ai reușit să scurtezi aceste oase din spatele degetelor, practic degetele se relaxează și revin singure la poziția lor firească. Practic, noi nu umblăm la nivelul degetelor. Degetele, așa cum le vedeți, sunt înainte de operație în ciocan, în grifă, încovoiate. După operație se relaxează spectaculos, deci, normal. Imediat după intervenția chirurgicală, piciorul așa arată cum arată în cazul acesta, de exemplu? Nu... Aici este un picior la 6 săptămâni de la operație. La 6 săptămâni, dar imediat după intervenție arată cum la fel. Arată? La fel, da. Numai că poate este un pic mai umflat. Un pic vânăt, se văd eventual zonele în care ați lucrat, ați acționat. Da. Ca sfaturi, ce se întâmplă imediat după intervenția chirurgicală? Ai voie să pășești pe piciorul respectiv sau nu? În ce condiții ai nevoie de recuperare sau nu? Mersul este obligatoriu din punctul meu de vedere și este mediat printr-un tip de încălțăminte terapeutică, o încălțăminte care ne obligă să călcăm... Deci, practic, o încălțăminte specială. Ne obligă să călcăm doar pe călcăi. De ce? Oasele de la nivelul antepiciorului sunt toate tăiate. Ele au nevoie de cel puțin 6 săptămâni pentru lipirea, pentru consolidarea lor. În această perioadă, dacă am face un singur pas pe piciorul respectiv, fără a fi protejat de către încălțămintea aceasta minunată, oasele s-ar deplasa absolutamente definitiv și irevocabil. Și atunci, acest pantof ne obligă să călcăm, pentru că altfel soluția ar fi, să spunem, imobilizarea într-o cizmă gipsată, care este o soluție clasică, practicată foarte frecvent atât în România cât și în Occident, dar această cizmă gipsată, această imobilizare, determină complicații severe. Tromboza venoasă, tromboflebita, algodistrofia, redoarea articulară, sunt urmarea imobilizării. Din punct de vedere al chirurgului, chirurgul este foarte sigur în momentul în care a pus piciorul într-un gips că nu se întâmplă nimic înăuntru. Este infinit mai riscant să lași pacientul să meargă, să-și gestioneze perioada de mers. Dar rezultatele sunt net diferite. Și din punct de vedere funcțional, una este ca pacientul să meargă din prima zi cu sprijin pe piciorul operat, alta este să stea în 4-6 săptămâni cu un gips. Și în momentul în care scoți gipsul, urmează o altă perioadă încă de recuperare. 6 săptămâni de recuperare. Descoperi că musculatura aproape nu mai există sau că... Articulațiile s-au blocat. Da, exact, sau că articulațiile s-au blocat. Bun, deci recomandați mersul să, cu grijă și cu acea încălțăminte specială. Bun, a spus încă de la începutul emisiunii că problemele apar de obicei și la piciorul stâng și la piciorul drept. Când interveniți, operați pe rând?
Și la ce interval de timp? Intervenția este una, fără lipsă de modestie, extrem de complexă. Și la ora actuală necesită un timp maxim de intervenție chirurgicală de 90 de minute. Suntem obligați să o terminăm în 90 de minute, ceea ce presupune o coordonare medic, echipă anestezică și chirurgicală perfectă. De asemenea, intervenția, din punct de vedere teoretic, s-ar putea practica la nivelul ambelor picioare în același timp, în aceeași ședință chirurgicală. Însă, este infinit mai greu în perioada postoperatorie. Este greu de mers cu doi papuci terapeutici. Este imposibil să intrăm în cadă. Este imposibil să intrăm în cadă să ne spălăm. Îngrijirile postoperatorii sunt mult mai dificile, iar riscurile se înzecesc. Motivul pentru care eu operez doar un singur picior într-o ședință, urmând ca după 6-8 luni de zile să operăm și celălalt picior. Deci, atât la interval destul de mare de timp. Destul de mare. Perioada în care se întâmplă ceva foarte ciudat. Ai un picior cu astfel de probleme de sănătate, cu oasele acelea, cu degetele contorsionate, încălecate, și un picior care pare a fi perfect sănătos sau care chiar este sănătos, da, pentru că a fost tratat, vindecat. Este ciudat cum merge persoana respectivă sau cum se simte. Persoanele se simt deja bine și, dacă vreți, pentru mine cel mai important criteriu este satisfacția subiectivă a pacientului. Când pacientul este mulțumit de evoluția în urma primei operații, cu siguranță că va veni și la al doilea picior. Dar asta presupune... Și că așteaptă cu nerăbdare să se scurgă lunile, pentru că totuși 8 luni de zile sunt destul de multe. Dacă vreți, este tipică atitudinea pacientului imediat după operație, intru în salon și mă întreabă imediat când programăm operarea cel de-al doilea picior. Deja se pregătesc. Cred că din punct de vedere al pacientului ar fi minunat să operați ambele picioare, însă recuperarea, așa cum ați explicat. Și nu numai asta, este și anestezia, care este imposibil de făcut la ambele picioare. Prin urmare, durerea ar fi extraordinar de mare. Am înțeles. Avem și un telefon, domnule doctor. Bună ziua, vă ascultăm și o să vă rog o întrebare scurtă ca să apucăm să vă și răspundem. Bună ziua, ne auziți? Dacă ne auziți, așteptăm întrebarea dumneavoastră. Ne pare rău că n-am reușit să intrăm în legătură telefonică directă cu dumneavoastră, poate cu altă ocazie. Deci, ca sfat, domnule doctor, în momentul în care observăm sau s-a stabilit diagnosticul că avem această boală, piciorul reumatoid, spuneați foarte important să nu uităm de tratamentul medicamentos, pentru că este foarte, foarte util. Spuneați că, practic, împiedică sau face ca boala să se desfășoare cu altă intensitate, nu atât de rapid să ajungi la complicații. Da. Tratamentul medicamentos este nu numai util, nu numai necesar, ci este indispensabil. În absența lui, distrugerea articulațiilor este atât de rapidă, atât de masivă, încât, practic, în absența tratamentului, pacientele ajung într-un an sau doi să nu se mai poată deplasa, să ajungă în cărucior rulant. Da, neplăcut. Dar acest tratament medicamentos, nu știu, poate avea și efecte secundare, efecte nedorite. Da. Care ar fi acestea? Din păcate, efectele sunt destul de severe la nivelul ficatului, la nivelul sistemului imunitar. Este un tratament destul de dificil de condus, dar este o provocare pentru colegii reumatologi, pentru că imediat, în fiecare an, se dezvoltă noi și noi clase de medicamente din ce în ce mai active pentru stoparea procesului inflamator și din ce în ce având efecte mai puțin severe, secundare asupra ficatului, asupra sistemului imunitar. Efectele secundare există întotdeauna. Dar presupunând că, nu știu, dozele se respectă, medicul are grijă astfel încât aceste efecte secundare să nu devină, eu știu, foarte, foarte mari, agresive și să nu începem să suferim de alte acțiuni, cam cât timp poți prelungi perioada aceasta astfel încât lucrurile să fie ținute sub control, să n-ajungi la o deformare atât de mare a piciorului? Zeci de ani. Sigur. Mă bucur că, iată, încheiem într-o notă optimistă, iar dacă n-am reușit să prevenim acest lucru, intervenția chirurgicală ar fi singura soluție. Mulțumesc din suflet pentru prezență, domnule doctor, și pentru sfaturile aduse. Sper să reveniți și altă dată alături de noi. Mulțumim și noi, dragii mei, urmărim publicitate. În partea a doua emisiunii discutăm despre dieta de vară, ce cât mâncăm, vedem și cu alcoolul cât putem consuma. Alături de noi va fi doamna doctor Mihaela Bilic. Revenim!